Și în localitatea Dâmbovițeană Brănești a avut loc un alt accident de circulație, însă, din fericire, fără victime. Șoferul, turmentat de aburii alcoolului, a ajuns cu mașina în gard. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au demarat o anchetă. Șoferul turmentat a rămas pieton și s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice pe drumurile publice.